Un accident mortal de circulație a avut loc joi în județul Brăila. Tragicul eveniment s-a petrecut în zona Urleasca. Vrând să efectueze o manevră periculoasă de depășire a unei coloane, un șofer cu mașina înmatriculată în Galați a călcat accelerația până la podea și a pierdut controlul volanului. Când a dat să revină pe banda sa de mers, conducătorul auto a lovit cu putere un autoturism care se deplasa regulamentar. În urma impactului violent, mașina a sărit pur și simplu în aer și apoi a ajuns în canalul de pe marginea drumului. Am intervenit cu două echipaje de pompieri pentru scoaterea unei persoane într-un autoturism răsturnat într-un canal de irigație. Din păcate, persoana a decedat. A fost o intervenție dificilă ca urmare a faptului că mașina era căzută în canal și ca jumătate este aflat sub nivelul apei. Șoferul mașinii lovite a fost încarcerat, iar ulterior a decedat. Polițiștii au demarat cercetările la fața locului, urmând să stabilească circumstanțele în care s-a petrecut tragicul eveniment.